România este în fața unui exod al refugiaților. Vin cu sutele din Siria sau din Irak și ajung la noi pe mare sau ascunși în tiruri. La Timișoara, doar în ultimele zile, 10 de migranți au fost ridicați de poliție chiar din centrul orașului. În tot acest timp, România ar putea fi obligată să accepte cotele întregi de refugiați impuse de Uniunea Europeană. Why you come in Timișoara if you stay in Giurgiu? Why? You want to go to Germany? No. No? No. To Great Britain? România. Familii întregi, copii și părinților, speriați, însetați, înfometați, fugiți din țările de origine în urma persecuțiilor politice și a conflictelor armate. How many you are? Just four? Yeah. Okay, come with me, please. Ajunși la Timișoara, au transformat parcul botanic din centrul orașului în tabără improvizată. În parcul botanic, aflat la 10 minute de centrul orașului, au fost depistați în ultimele zile aproximativ 15 migranți, atât adulți cât și copii. 30 de irachieni au fost găsiți și într-un hotel din oraș. În urma razii, unitatea a fost amendată, iar migranții duși în centru. În prezent, la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, au fost depistați când încercau să intre ilegal în România din Serbia peste 1200 de cetățeni străini. A fost întărit dispozitivul de supraveghere și control al frontierei de stat în zona de responsabilitate. Din cauza numărului tot mai mare de migranți pe străzile orașului, localnicii devin tot mai neîncrezători. Am văzut mulți, seară de seară, așa pe la vreo 10, unul foarte vulgar, aia e. Nu lucrează toată ziua asta pe băncile, dorm noapte. Gândiți-vă dumneavoastră că ei au venit, de unde au venit și prin ce au trecut, de ce să fie frică aici, liniște și pace. E normal să-ți fie teamă. În urmă cu două săptămâni, 12 cetățeni afroasiatici călăuziți de un cetățean sârb care au încercat să treacă ilegal frontiera din Serbia în România, au fost opriți cu focuri de armă la graniță. Doi migranți au fost răniți. Este al treilea caz de trafic de migranți din ultima lună pe teritoriul României. România este mai degrabă o țară de tranzit. Numărul de refugiați este relativ mic, dar crește de la o zi la alta. Cei mai mulți vin de pe mare și se îndreaptă spre vest. Puțin dintre ei rămân la noi în centrele de refugiați și solicitanți de azil. 8 astfel de centre are România pe teritoriul ei, iar gradul de ocupare este în jur de 90% și ar putea deveni neîncăpătoare. România ar putea fi obligată să primească toți refugiații alocați de Bruxelles, aproape 6.000, la fel și celelalte state europene. Măsura vine după ce ieri Curtea Europeană de Justiție a respins contestațiile Ungariei și Slovaciei de a mai primi refugiați. În prezent, peste 65 de milioane de oameni au fugit din calea războaielor. Peste 22 de milioane au primit statut de refugiat. Tragic este că jumătate dintre ei sunt copii.